Stimați frați, dragi musafiri, deschidem serviciul divin cu numărul, imnul număr, care se află sub numărul 637. Vorbește-mi tu, Iisuse. Pentru rugăciune, vă invit să ne plecăm pe genunchi.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, venim înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim că ne iubești. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că ușa este deschisă și astăzi. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru sabatul pe care l-ai lăsat pentru noi. Amin. Îți mulțumim pentru atmosfera pe care am găsit-o în casa Ta. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul pe care l-ai pregătit pentru noi pentru ora aceasta. Amin. Îți mulțumim pentru mustrările pe care le-ai pregătit pentru noi. Amin. Te rugăm, Părinte iubitor, să ne ajuți Tu să ne însușim acest cuvânt, amin, să-L trăim în viețile noastre și să acceptăm voia Ta în viețile noastre. Amin. Te rugăm să binecuvintezi pe cei care au rămas acasă din diferite motive, amin, să binecuvintezi bolnavii poporului Tău și, amin, să ne ajuți cu toții să simțim bucuria sabatului Tău. Amin. Lăudat și binecuvântat să fii Tu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Sărbătoriți revenirea lui Dumnezeu. Iisus Hristos revine curând. Acesta a fost sunetul de trâmbiță, strigătul de luptă al creștinilor de-a lungul secolilor. Siguranța revenirii lui Hristos ne dă speranță, bucurie și pace. Însă, înainte de venirea Lui, este încă o lucrare de făcut. Textul din Ioan 9:4 spune astfel: cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Ellen White afirmă: ne apropiem de sfârșitul istoriei Pământului, iar diferitele departamente ale lucrării lui Dumnezeu trebuie duse mai departe cu un mult mai mare sacrificiu de sine decât a fost arătat până acum. Ea spune mai departe: lucrarea pe care biserica nu a reușit să o facă în timp de pace și de prosperitate, va trebui să o facă într-o teribilă perioadă de criză, sub cele mai descurajante și mai împotrivitoare circumstanțe. Apel. Iisus revine. Noi ce facem în timpul acesta? Vă invit să sărbătorim revenirea Sa prin dăruirea noastră de astăzi, astfel încât lucrarea Sa să poată fi încheiată, iar noi să putem merge cu toți acasă în ceruri. Colecta din acest sabat este destinată bugetului comunității locale. Se va aduna darurile și zecimea. Părinte din ceruri, îți mulțumim că Tu ne oferi la fiecare dintre noi posibilitatea ca să aducem darurile și zecimea la picioarele Tale. Te rugăm ca să ne ajuți ca aceste daruri să fie folosite în lucrarea Ta,
să fie folosite pentru salvarea de suflete. Aș dori ca să înțelegem că fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aportul, atât spiritual cât și material, pentru înaintarea lucrării tale. Amin. În numele Tău te-am rugat acestea. Amin. Bună dimineața! Astăzi am să vă spun o poveste despre un băiat foarte cu minte. Pe el îl chema Cristian și el era foarte atent la predici, ca și voi, nu? Dacă nu era atent la predici, era atent la lecțiune și astfel el a învățat că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un dar, un talent. Atunci el a stat și s-a gândit: mă, care-o fi talentul meu? La ce o fi eu bun? Și a întrebat-o pe mama lui: mamă, care crezi că e talentul meu? Mama i-a spus: nu știu, ascultă-ți inima, cugetul și îl vei descoperi. Atunci el a stat săptămâni întregi să se gândească: mă, la ce sunt buni oamenii? Și atunci s-a gândit: mă, poate sunt bun la cântat. Hai să încerc să văd când bine. Am mers la un prieten de-a lui care știa că cântă foarte bine și i-a zis: uite, vreau să-mi spui, am voce, arată-mi cum se cântă. Și atunci băiatul acela a început: mă, când a auzit cum cântă, e ușor, pot eu. Mă, da, nu a reușit, deci nu e bun la cântat. Atunci s-a mai gândit: poate când voi fi mare, voi fi un bun predicator. A rugat-o pe doamna instructor să îl pună să țină lecțiunea, să vadă, are darul să povestească. Se pune în fața copilor, se bâlbuie toată ora și la sfârșit a început să plângă și a zis: nu sunt bun de nimic. Și astfel nu s-a dea bătut, a tot încercat, dar n-a reușit. Și nervos, supărat, a mers în camera lui, a început să deseneze, că asta făcea ca să se relaxeze, și a trecut timpul. Dar la un moment dat și-a amintit din nou că Dumnezeu chiar a zis că ne-a dat fiecăruia cu un talent. Și într-o zi a venit la biserică, s-a pus în genunchi și a zis: Doamne, te rog, arată-mi, care e talentul meu? La ce sunt eu bun? Și au trecut săptămâni, luni și nimic. De supărare, acasă toată ziua picta, la biserică desena, nu mai era deloc atent. Și într-o altă zi vine instructoarea cu o diplomă. Când a văzut diploma: pentru mine? Da, pentru că ești foarte bun la desen, desenezi minunat, ești cel mai bun dintre toți copii. A rămas mască. Eu sunt bun la ceva? Mamă, deci voi deveni un mare desenator. Și toată ziua desena, a observat că îi plac culorile, a început să picteze și a trecut mult, mult, mult timp și a devenit un mare pictor. Picturile lui, dacă mă gândesc bine, erau în mare parte peisaje și cam, cum să vă spun, $1,000,000, nu prea știu, vindea o pictură. Dar, în concluzie, Dumnezeu i-a arătat că are talent. Și acum vă spun și vouă că sunteți talentați. Nu ezitați să faceți ceea ce vă place și ceea ce sunteți buni. Pentru că într-o zi Dumnezeu vă va întreba:
Tu ce ai făcut cu talentul care ți l-am dat? Poate aveți unul, poate aveți doi, dar sigur sunteți buni la ceva, pentru că voi sunteți prețioși. Și la fel ca băiatul nostru, Cristian, poate într-o zi o să ajungeți mari artiști sau niște oameni foarte valoroși. Domnul să vă ajute și fiți atenți la predică, că nu știți ce învățați și poate vă schimbați viața. Amin. Ne bucurăm de copii, ca întotdeauna. Cu siguranță că Domnul a pus talente în ei. Domnul să-i ajute ca să și le descopere și să le pună în practică, de ce nu, și în casa Domnului. Înainte, ca să mai cântăm încă un imn cu sala, aș vrea să vă anunț să nu uităm că după masă avem programul copiilor. Așa că vă rugăm frumos să invitați. Dacă aveți copii în vecini, cu părinții, chemați-i să vină la noi, să vadă ce frumos și ce program frumos să-ți facă copiii noștri. Avem încă o veste bună în dimineața aceasta. Băiatul Ciprian, pentru care sabatul trecut am adunat bani pentru operație. Vă spune că săptămâna aceasta a fost operat. Practic medicii nu i-au dat prea multe șanse. Spuneau, în urma operației, pentru că era pe creier, tumoră pe creier, poate să rămână invalid, poate să nu mai vorbească, poate să nu mai vadă, poate să nu mai umble niciodată. Medicul a spus că o să-l opereze undeva peste 2 sau 3 săptămâni, am înțeles, dar mama a primit un telefon și săptămâna aceasta a fost operat. A intrat în operație, am înțeles că era programat undeva 6-7 ore, în 3 ore și jumătate operația a fost terminată. După 3 ore, Ciprian s-a trezit. Vede, vorbește, umblă și a cerut de mâncare. Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Nu știm a cui rugăciune a fost ascultată de Dumnezeu, dar Dumnezeu ascultă și Dumnezeu împlinește. Dacă are cineva un imn preferat, să-l cântăm dimineața aceasta. 743. Liber în Domnul.
Amin. Pacea Domnului, vă zic un bun venit la casa de rugăciune, Domnul să vă binecuvinteze și să facă Domnul să vă simțiți bine ca în casa Lui. Aș vrea să citesc un gând din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12. Versetul acesta este foarte cunoscut și în special tinerii ar fi bine să-l cunoască pe de rost, să-l memoreze. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Mi-ar fi plăcut, scumpii mei frați, ca un tip de mesaj pe care aș dori să-l prezint cu ajutorul lui Dumnezeu acum, să-l aud din partea unui tată. Sincer, sunt de 30 și ceva de ani aici și aș fi dorit să ascult un mesaj de tipul acesta. Mi-ar fi plăcut să-l aud chiar și în tinerețea mea. Așa a fost situația, așa este. Dar așa se întâmplă în viața cotidiană, de multe ori. Sunt lucruri în viață pe care n-ai dorit niciodată să le faci și totuși le faci. Sunt cuvinte de spus pe care niciodată n-ai vrut să le spui și totuși le spui. Mesajul din această oră poate înclină spre tineret, dar face bine și celor vârstnici să-l asculte. Apostolul Pavel îi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ai grijă, Timotei. Ai grijă de acest lucru. Solomon de asemenea se adresează tineretului. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Vreau să spun că o singură dată ești în viață tânăr. Dacă ai trecut pragul acesta al tinereții, înapoi nu-l mai poți întoarce niciodată. Dacă te gândești că ai ceva de reparat din trecut, trecutul acela rămâne acolo în urmă unde l-ai lăsat. Am spus și în mai multe ocazii, chiar despre mine. Tinerețea mea am petrecut-o departe de Dumnezeu. Și ceea ce am pierdut atunci, vreau să vă spun, tuturor și mai ales tinerilor, este bun pierdut. Înapoi timpul nu-l mai pot întoarce. Puterea minții, capacitatea tinereții, vigoarea tinereții,
capacitatea de a memora, de a înmagazina, acestea toate au fost atunci la un nivel maxim. Dar acest timp s-a dus. Și din nefericire, cât despre mine l-am folosit în slujba Satanei atunci. Tocmai de aceea spune Dumnezeu, fiule, dă-mi inima ta să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. E o realitate. Odată ce ai intrat în tabăra lui Dumnezeu, vreau să vă spun că asalturile Satanei sunt mult mai tari, mult mai mari, mult mai dese. El știe că pierde. Unii care au fost asaltați de Satana au biruit. Și aș putea să dau exemplu pe Iosif. Iosif, care în Egipt a avut toate șansele, toate șansele de a cădea, a avut toată puterea de a se bucura. Tot Egiptul era la mâna lui, dar a rămas integru. În casa lui Potifar știm ispitele care au venit asupra lui, ispite care l-au încercat, dar el a rămas pe picioare. A rămas un exemplu pentru noi. Am putem să mergem la Daniel. De tânăr omul acesta ajunge în Babilon, într-o țară cu belșug, într-o țară cu faimă, într-o țară cu putere. Omul acesta rămâne și de asemenea mai departe integru și ajunge rămâne lângă Dumnezeu. Învățăturile ce le-a primit acasă, niciodată nu le-a îndepărtat de lângă el. Și am putea să spunem de altul, de Timotei, un tânăr, dintr-o mamă grecoaică. El putea să aleagă foarte bine, pe urmele tatălui său. Putea să aleagă foarte bine pe urmele mamei sale. Dar a ales în cel mai bun caz, învățătura pe care le-a dat bunica lui. Și a rămas lângă Domnul. Și mulți alții, frații mei, scumpi. Alții însă își scuză purtarea prin exemplu altora. Frații mei, nu există lună în care să nu stau de vorbă cu cineva care să nu se scuze, să nu-și scuze păcatele lui cu David. Dar ce, David nu a fost tânăr? Dar ce, David nu a păcătuit? Și ce dacă a păcătuit, nu l-a iertat Dumnezeu? Mulți își scuze păcatele cu Solomon. Păi dacă Solomon a făcut atâta și pe lângă toate, au avut și 1000 de femei. Și pe el l-a iertat Dumnezeu, pe mine nu mă iartă. Frații mei, sunt asaltat de asemenea discuții. Și mă simt obligat de multe ori să vin să spun lucrul acesta. Nu pentru că e un hobby al meu. Omul cât este tânăr, încearcă să fructifice momentul. Știți cum zice noi astăzi sloganul acela? Trăiește-ți clipa. Din nefericire, omul a ajuns să întoarcă lucrurile în această lume cu sus în jos. De cele mai multe ori, rostul lucrurilor, fără să ne dăm seama, l-am stricat cu mâna noastră. Solomon spune la un moment dat că toate lucrurile își au vremea lor. Iar noi le stricăm atunci când forțăm nota. Asta face omenirea. Pe când toate lucrurile își au vremea lor și el spune, săditul își are vremea lui, culesul își are vremea lui, plânsul își are vremea lui, iubitul își are vremea lui. Din nefericire, așa cum spuneam, omul a început să deranjeze ciclul vieții cotidiene.
Ființa umană de-a lungul vieții trece prin mai multe etape. Și parcă nu suntem liniștiți. Când eram tânăr, doream neapărat ca să fiu bătrân. Să iau pensia și, pe urmă, să mă pună la muncă. Iar dacă sunt tânăr, să mă lase să distrez. Acum, fiindcă sunt bătrân, nu pot să muncesc. Nu-mi permite vârsta și nici sănătatea. Și omul așa, uitați, le deranjează pe toate și nu-i mulțumit de nimic. Ființa umană de-a lungul vieții trece prin mai multe etape sau mai multe faze. Copilăria, adolescența, maturitatea, bătrânețea și așa mai departe. Dar știm un lucru, copilăria e o perioadă când copilul simte nevoia să stea mai mult lângă mamă și lângă tată. Adolescența e perioada când băiatul simte nevoia prieteniei unei fete. Sau invers. Fata simte nevoia prieteniei unui băiat. Prietenie care poate să nască o iubire sinceră, dar poate să nască o iubire sau o dragoste nebună, nebună, nebună de legat. Și aceasta se întâmplă, frații mei, când cursul vieții este forțat. Tânăra din Cântarea Cântărilor, și cred că ați citit această carte, spune la un moment dat, frații mei s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Fiice ale Ierusalimului, vă jur, nu stârniți dragostea. Nu treziți dragostea până vine ea. Și m-am întrebat, oare în buchetul acesta de cuvinte ale ei, ne regăsim și noi? Biblia nu dă motivul, dar credeți că chiar fără de rost frații au pus-o pe ea la vii și s-au mâniat pe ea? M-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Chiar ceea ce era mai important, ea a neglijat, a lăsat să se treacă cu vederea. Biblia vorbește de o experiență extraordinar de dramatică, datorită frumuseții viei nepăzite. Fata lui Iacov, Dina, cu vreo 10 ani în urmă am amintit câteva cuvinte despre ea. Aduceți-vă aminte, Iacov avea 12 fii și avea o singură fată. Noi putem scuza foarte, foarte ușor pe această fată să trăiești între 12 băieți maturi. Poate mai erau și bădărani acești frații ei, poate erau și neglijenți. Ea nu avea cu cine să schimbe un cuvânt mai intim. Nu putea să se joace cu ei. Poate la anii copilăriei simțea și ea nevoia unei companii, a unei prietene. Și insistă în cele din urmă, se duce să vadă fetele țării. Ajunge să le vadă. Sunt convins că tatăl și mama n-au lăsat, n-au fost de acord. Dar ajuns să vadă fetele țării. Geneza 34:1. Dar n-a fost suficient atât. Pe ea a văzut-o și Sihem. Și alții văd, nu mai vede. Și vă imaginați ce s-a întâmplat. O ia la el, o necinstește,
Vestea ajunge la Iacob și Iacob nu spune nimic până vin copiii lui acasă de la păscut cu animalele. Dar fiindcă tânărul Sihem o iubea atât de mult, a venit cu dorința de a legaliza lucrurile, de a le pune la punct. Și frații ei spun lui Sihem, noi nu suntem de acord numai cu o condiție. Condiția care este? Vom face orice. Orice ne vei cere, aceea vom face. Numai ea să rămână nevasta mea. Și el le-a spus, să vă pocăiți și voi. Simplu. Știți care era semnul legământului atunci? Tăiere împrejur. Să faceți și voi ca și noi și atunci toate vor fi în regulă. Și ei au acceptat-o de dragul fetei. Simeon și Levi, știind că aceștia suferă, s-au năpustit a treia zi peste ei. Toată cetatea a fost devastată. Toți bărbații au fost omorâți. Femeile și copiii luați ostatici și toate bunurile de acolo luate ca pradă de război. Câte crime au fost acolo, câtă durere, câte lacrimi. Cât de scump a plătit Dina, fata lui Iacob, via frumuseții ei. Și când ar fi dat ea ca să poată întoarce roata vieții înapoi, ca să repare tot ceea ce se putea de reparat. Dina putea să devină un erou al credinței, un model pentru alții, așa cum multe alte femei au fost modele de credință. Putea și ea să devină, dar Biblia la un moment dat se oprește despre această tânără și nu mai vorbește absolut nimic. Scumpii mei frați, scumpii mei tineri, în prieteniile voastre poate vedeți o mare perspectivă. Dar spiritul profetic spune felul următor. Fiți prudenți, nu vă grăbiți. Soli pentru tineret, pagina 346. Ceea ce vi se pare astăzi a fi aur curat în legăturile voastre unii cu alții, mâine s-ar putea să constatați că este un metal de rând. Curteniile, cum se fac astăzi, sunt un sistem de amăgire și ipocrizie care au mai mult de a face cu diavolul decât cu Dumnezeu. Comportamentul unora în timpul curteniei este de așa manieră încât îngerilor le este rușine să stea de față. Iar Spiritul Profetic în continuare dezaprobă, spune, curteniile despre care părinții celor doi nu știu nimic. Și dezaprobă curteniile de până noaptea târziu. De asemenea, dezaprobă căsătoriile timpurii. Chiar am auzit că sunt încurajate aceste căsătorii. Doar când să ai copii, acum la tinerețe, să poți să le dai bătrânilor, bunicilor, cu ce să se ocupe. Și spune Ioan mai departe, băieți și fete pășesc în legământul căsătoriei cu iubire necoaptă, cu judecată neîmplinită, conduși absolut numai de pasiune și sentimentalism romantic. La pagina 347. Continuă mai departe, un tânăr care n-a trecut de 20 ani nu poate fi decât un slab judecător. Judecător slab pentru el, pentru soția lui și pentru copii. Gândul căsătoriei asupra multora pare avea o putere de vrajă. Două persoane se împrietenesc. Se înamorează, înnebunește unul de celălalt. Judecata este orbită, chipzeala este răsturnată, totul este o patimă. Orice sfat este deprisos. Singurul gând, deși prematur, al lor este căsătoria. Și uitați ce spune mai departe. Abia au împlinit 13 ani.
Spune tot spiritul profetic. Niște cuvinte ale mele în paranteză. La 13 ani, dacă ieși afară noaptea, ți-e frică de bau-bau. Și uitați ce spune. Se întâlnesc cu fete. Le conduc acasă, le fac curte și au discuția căsătoriei. Iar părinților, atât de încântați de succesul copiilor lor, frații mei, lucrul acesta l-am văzut și eu. Familii încântate, băiatul meu, ai de mine, îi face ochi dulci cu tare fată, de-a lucrătare, ce-a lucrătare. Sau fata mea, vai de mine, fetei mele, îi face ochi dulci, băiatul cu tare și cu tare. Încântați de aceste performanțe ale lor, părinții îi văd ținându-se de mână, fără pic de respect chiar și în biserică. Robiți de iubirea ce le-o poartă, ca Eli, care și-a lăsat copiii să curvească la templu, astăzi nimeni nu le mai zice nimic. Dacă părinții îngăduie acest lucru lor, frații mei, copiilor lor, care sunt viitorul de mâine, ce viitor poate avea biserica? Trebuie sfătuiți, trebuie ajutați. V-ați întrebat vreodată de ce nu se fac asemenea observații? Și știți de ce nu se fac? Profetul Ezechiel spune, cum e mama, așa e și fata. Citiți dumneavoastră în carte. Versetul acesta poate fi aplicație dublă. Dar profetul spune foarte clar, cum e mama, așa e și fata. Tu ești fata mamei tale care s-a dezgustat de bărbatul și de copiii ei. Iar când căsătoria nu mai are gust, culoare și frumusețe, viața este mai amară decât moartea. Și frații mei, vreau să vă spun că nimeni nu poate ruina fericirea și viața unei femei așa cum o poate face bărbatul ei. Dar nimeni, frații mei, nu poate să paralizeze energiile, să-i ucidă speranțele și aspirațiile unui bărbat așa cum o poate face propria lui soție. Și uită fiecare dintre ei că căsătoria este un act sfânt. Căsătoria este un dar de la Dumnezeu. Căsătoria este un memorial adus de om încă din grădina Edenului. Căsătoria lui Isaac este una dintre cele mai frumoase căsătorii, frații mei scumpi. Imaginați-vă, Avram vede lucrul acesta, copilul lui trebuie să se căsătorească. Îl trimite pe rob acolo. Și știți ce spun oamenii aceia după ce el spune semnul pe care l-a dorit sau parola pe care l-a pus între el și Dumnezeu? De la Domnul s-a întâmplat. De la Domnul. Deci căsătoria lui Isaac cu Rebecca a fost de la Domnul. Tinerilor, puneți problema în fața lui Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu vă va ajuta. Cu siguranță Dumnezeu va deschide calea așa care numai El știe să o deschidă. Susțineți, frații mei, acest lucru prin experiența mea personală. Aș putea să spun chiar multe lucruri. Deși soția la început spunea că nu-i demăritat. Am avut convingerea și pacea lăuntrică că ea va fi soția mea. Avea 23 de ani și am spune că nu-i demăritat. Spunea că sunt mic și negru. Și ne-am despărțit. La despărțire i-am spus, nu uita că vei fi soția mea. După 2 ani ne-am întâlnit și am pus la punct lucrurile și ne-am căsătorit. Și vă spun cu siguranță, Dumnezeu răspunde. Dacă o pui sincer în fața lui Dumnezeu și pentru a sluji tu împreună cu ea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va ajuta. Dar vreau să vă spun că există bărbați în vârstă care și-au pierdut mințile. Nu numai tineri, să știți că mă adresez și celor în vârstă.
În 1 Împărați, capitolul 11, versetul 2, spune: Solomon a iubit multe femei străine, amonite, moabite, edomite, sidonite, hetite. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. Fați-mi ce ați înțeles prin cuvântul acesta, dacă vă aduceți aminte de el, dacă ați citit vreodată. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. Pe coate și pe genunchi. Oricum, nu mi-a să-mi ating scopul. Nu contează cum. V-am spus în urmă cu câțiva ani de un partener de-al meu, un francez. Avea 70 de ani. S-a căsătorit cu o tânără care avea 30 de ani. 40 de ani diferență între ei. Și eu mi-am făcut observație de acest lucru. Și el îmi spune că vigoarea tinereții se menține prin tratament medicamentos. El și-a găsit răspuns. A trăit 4 ani cu ea, până la 74 de ani. Perioada în care i-a terminat casa acelei fete, după care ea le-a dat drum. Rușinea mai mare a fost că el și-a lăsat nevasta cu copii. Să mergem la Samson, care iese pentru prima dată din casa părintească și se duce la Timna. Vede o filisteancă. Probabil și 100% era frumoasă. Se întoarce înapoi și spune mamei și tatei: Mamă, tată, vă rog să-mi o luați. Dar luați-mi o că îmi place. Dar chiar acum, de nu mai avea răbdare, nu mai putea. Dar chiar acum, mamă și tată. Și i-au luat-o. Dar nu se rășește cu aceasta. Se rășește cu a doua, cu Dalila. Dalila i-a pus capac. Credeți dumneavoastră că neinspirat a scris Eminescu în scrisoarea 5-a versurile acelea memorabile? Nu știu dacă le-ați citit vreodată, dar câteva versuri am luat cu mine ca să vi le citesc. Să știți că el a fost inspirat și inspirat de Dumnezeu. În scrisoarea 5-a, el spune: Biblia ne povestește de Samson cum cămuierea, când dormea tăindu-i părul, i-a luat toată puterea. De l-au prins apoi dușmanii, l-au legat și i-au scos ochii, ca dovadă de ce suflet stă în piepții unei rochi. Tinere, te înveți de feria unui mândru vis de vară, care în tine se petrece. Dar ea întreabă pe domnișoară și o să-ți spuie de panglice, de volane și de mode, pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode. Când cochetă de altă umăr, ți se rază-mă copila, dacă ai inima și minte, te gândește la Dalila. E frumoasă, se înțelege, ca copiii are haz și când râde face încă și gropițe în obraz. Și gropițe face în unghiul ucigașei sale guri și la degetele mâine și la orice încheieturi. Nu e mică, nu e mare, nu e subțire, ci împlinită, încât ai ce strânge în brață, numai bună de iubită. Se înalță din călcâie să-ți ajungă până la gură, dăruind cu o sărutare acea tainică căldură. Tinere, așadar când plin de visuri, urmărești vreo femeie, pe când lumea scude aur strălucește prin alee și pătează umbra verde cu fantasticele dunci, nu uita că domnișoara are minte bună și haine lungi. Te îmbeți de feria unui mândru vis de vară care în tine se petrece. Ia întreabă bună oară și o să-ți spuie de panglice, de volane și de modă, pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode. Când vezi piatra ce nu simte nici durerea și nici mila, de a inimă și minte, feri în lături, e Dalila. Credeți dumneavoastră, frate-mi, că aiurea a scris el aceste versuri? Nu, frații mei scumpi, dar Dumnezeu și prin această unealtă vrea să arate că iubirea deșartă, iubirea care nu curge din inima lui Dumnezeu, înnebunește lumea, întunecă mintea, tocește conștiința
Și Solomon mai spune un lucru, o experiență a lui pe care o văzuse. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Și am văzut printre cei neîncercați, printre tineri, un băiat fără de minte. Vreau să vă întreb, de unde știa el că e fără minte? Scria pe fruntea lui acest lucru? Nu, frații mei scumpi. Nu scria. Dar uitați că el știa că e fără minte. Mergea pe uliță. Mergea pe uliță, frații mei. Uliță care vreau să vă spun că există și astăzi. Ea nu s-a pierdut în timp. Deodată i-a alergat înainte o femeie. Era superbă, fermecătoare. L-a îmbrățișat, l-a sărutat, l-a invitat de acasă. Bărbatul era plecat. Odată ce a apucat pe ulița aceasta, Solomon știa cum la acela e fără minte. S-a dus după ea, așa cum merge boul la măcelărie, cum merge cerbul în cursă, cum zboară pasărea în lat. Și Solomon spune că mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Frații mei, spuneam, căsătoria este un dar de la Dumnezeu. Iar pentru a fi frumoasă căsătoria, trebuie pusă în fața lui Dumnezeu. Pentru toate actele acestea, până ajunge la căsătorie, trebuie cerut sfatul lui Dumnezeu. Trebuie pus problema aceasta cu seriozitate și cu sinceritate. Că Solomon spune, cine găsește o femeie bună, găsește fericirea. Deci același Solomon, frații mei, cu câteva cuvinte înainte spune că am căutat și am constatat că mai amară decât moartea este femeia. Și iată că tot este acela care vine și corectează. Cine găsește o femeie bună, găsește fericirea. Ea este un dar de la Dumnezeu, un dar pe care îl capeți de la Domnul. Iar Sunamita spunea, despre care am citit la început, fiice al Ierusalimului, nu stârniți dragostea. Cu alte cuvinte, nu forțați lucrurile. O singură dată sunteți tine. Păziți-vă via frumuseții. Eu n-am păzit-o, spunea. Frații s-au mâniat și pe bună dreptate. Cât n-ar fi dat Dina, frații mei, să întoarcă roata vieții înapoi să repare ce era de reparat. Dar n-a mai putut. Câtă durere, câtă vărsare de sânge, câte lacrimi, câte remușcări. Solomon spune atât de frumos și de plăcut. Bucură de tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă. Umblă pe căile alese de inima ta, dar pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Nu uita, tinere, gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Iar Pavel spune, nimeni să nu-ți disprețească tinerețea. Tu fii o pildă în toate aspectele ale vieții. Domnul să te ajute pe tine, pe mine și pe fiecare, ca să fim o pildă și pe curând să ne bucurăm în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Pentru închiderea serviciului divin, vă invit să cântăm imnul 274, Piruitorul.
Îți mulțumim, Părinte Sfânt, pentru cuvântul care l-am auzit în dimineața aceasta. Recunoaștem că în viața noastră, de multe ori, păcatul ne-a înfășurat atât de lesne și am călcat legile și poruncile tale. Ajută-ne, Părinte, în calitate de copii să fim modele și exemple pentru... În calitate de copii să fim pentru părinții noștri, dar în calitate de părinți să fim exemple, în mod special pentru copiii noștri. Ajută ca ei, văzând viața noastră, citind comportamentul nostru, să te vadă de fapt pe tine, Părinte Sfânt, să vadă exemplul Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Ajută-ne ca să înțelegem că, de fapt, cel rău vrea ca noi să cădem și să ne despartă de dragostea și de împărăția ta. Ajută-ne să biruim păcatul. Amin. Fii cu noi cu toți, pentru că ne dorim ca în acea zi bună, când tu vei veni, să fim cu toții și cu toți cei dragi ai noștri în împărăția ta. Amin. Slăvit să-ți fie numele tău sfânt, de Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin.